Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom prezenta două cărți de Eric Carle. Haideți să începem. Prima dată este Apasă aici. Apasă aici, scrisă de Hervé Tulle, desenată de Eric Carle. Sunteți gata? Apasă aici și dă pagina. Grozav, acum apasă încă o dată bulina galbenă. Perfect. Acum fleacă ușor cu degetul bulina galbenă din stânga. Așa, foarte bine. Și acum bulina galbenă din dreapta. Super! Bate repede de 5 ori pe bulina galbenă. 1, 2, 3, 4, 5. Și de 5 ori pe cea roșie. 1, 2, 3, 4, 5. Și de 5 ori pe cea albastră, 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Acum încearcă să zvâlții cartea încetişor. Nu e rău, poate un pic mai tare. Așa, foarte bine. Acum înclină cartea spre stânga să vezi ce se întâmplă. Și acum spre dreapta. Excelent! Mai zvâlți o dată carte ca totul să se așeze la loc. Interesant! Încearcă să apeși tare toate bulinele galbene. Ce chestie! Hai să aprindem din luăm luminile, da? Apasă toate bulinele. Perfect! Uite, două dintre bunie și au schimbat locul. Care să fie? Roșu, galben, albastru, roșu, galben, albastru, roșu, galben, albastru, roșu, galben, roșu. Deci asta două și-a schimbat loc. Continuăm. Roșu, galben, albastru. Acum apasă pe tare pe toate bulinele. Tare! Wow! Nu-i rău, zgălțe un pic. Drăguț, nu-i așa? Încearcă să sufli acum peste ele ca să scăpăm de negru. Poate ceva mai tare. Ups, cred că a fost un pic cam prea tare. Ține cartea dreaptă în picioare să faci bulina să cobori din nou pe pagină. Așa, perfect. Acum bate o dată din palme. Wow, bați de două ori. De trei ori. Încă o dată. Wow, aplaudă. Și încă o dată. Oh, prea tare. Apasă repede bulina albă. Bravo, o luăm de la capăt. Dacă vrei, poți să ajungi la început pe aici. Apasă aici. Foarte bine. Apasă acum bulina galbenă, apoi dă pagina. Apoi urmează O mida mâncăcioasă de Eric Carle. Editura Portocal Albastră. Un ușor stătea pe o frunză în lumina lunii. Într-o duminică dimineață, soarele cald a răzărit și poc, din ușor a ieșit o omidă mică. Era foarte foame, așa că a pornit de grabă să caute de mâncare. Lunia mânca dintr-un măr, dar tot îi mai era foame. Marța a mâncat din două pere, dar tot îi mai era foame. Miercuri am mâncat din trei prune, dar tot îi mai era foame. Joi am mâncat din patru căpșune, dar tot îi mai era foame.
Vinerea mânca din 5 portocale, dar tot îi mai era foame. Sâmbătă a mâncat dintr-o prăjitură cu ciocolată, o înghețată, un castravete murat, o felie de cașcaval, o bucată de salam, o acadea, o felie de plăcintă cu cireșe, un cârnat, o brioșă și o felie de pepene. În noaptea aceea, pe omidă a durut o burtică. A sosit o nouă zi de duminică. Omida a mâncat dintr-o frunză verde și fragedă și după s-a simțit mult mai bine. În sfârșit nu mai era foame și nici nu mai era omidă mică. Devenise o omidă mare și grasă. Omida și-a construit o căsuță numită Cocon și s-a culcat înăuntru. După 2 săptămâni și mai bine de somn, s-a trezit, a făcut o gaură în cocon și când s-a strecurat încet afară, era un minunat fluture. Wow, ce minunat! Bravo! Prezentat și citit de David.